În ultimele 24 de ore în Mehedinți, cazurile de COVID s-au redus, rata de infectare fiind de 0,76 la 1000 de locuitori. Județul nostru se află pe locul al doilea cu cele mai multe locuri la centrele de vaccinare. În România au fost făcute peste 5.900.000 de teste de coronavirus. Potrivit comunicatului de presă, Mehedințul se află în scenariul galben de infectare COVID-19. 772 de persoane se află în carantină la domiciliu, 228 de persoane decedate, iar în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 8 cazuri de îmbolnăvire, însă nu a avut loc niciun deces. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea: 772 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia, 189 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice, 80 de persoane sunt internate în spitalele suport COVID din județ. În ultimele 24 de ore în județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19, 8 cazuri. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este de 0,76. Numărul de doze de vaccin împotriva COVID-19 administrate în cadrul etapei a doua este de 360. La centrul de vaccinare Sala Polivalentă 60, centrul Stadionul Municipal 120, Vânjomare 60, Strehaia 60, iar la centrul de vaccinare din Baia de Aramă alte 60 de persoane vaccinate. În ultimele 24 de ore, în județul Mehedinți, au fost vaccinate 50 de persoane în cadrul etapei a doua de vaccinare cu prima doză, iar cu a doua doză au fost vaccinate 360 de persoane. Până în prezent, au fost vaccinate 10.457 de persoane și au fost primite de la CNCAF 11.210 doze de vaccin împotriva COVID-19. În județul Mehedinți, campania de vaccinare a început în data de 4 ianuarie 2021. Până în prezent au fost primite de la Spitalul Clinic de Urgență Militar Craiova 11.210 doze de vaccin împotriva COVID-19. Vaccinarea este gratuită, voluntară și necondiționată.